Se termină și 2016. Dux, ne-am cam săturat de el. Urmează Crăciunul pentru noi și Moș Gerilă pentru socialiști. Cu această ocazie vom trimite felicitări unul altuia. Unii însă deja le primesc. Ca Dodon, de exemplu. Păi a investit omul, nu glumă, a făcut campanii. Măcar niște felicitări să primească. Și eu m-am mutat într-un birou nou. Muzeul Ocupației Sovietice. De fapt, muzeul e mult mai mare. Aici e epicentrul lui. Nu la telecentru. Noroc, Andrei Năstas. Noroc. Nu la telecentru. Aici, următorii 4 ani, mă stabilesc aici. Moldova e un muzeu al ocupației sovietice. În general, încăpem cu toții în acest muzeu. Deschid. Of. Oh. N-a câștigat bine Dodon alegerile, că a și venit felicitarea din partea lui Vladimir Vladimirovich Putin. Eu cred că Vladimir Vladimirovich o avea redactat mai de mult. Acum pur și simplu a apăsat butonul send. Ia, hai să vedem ce zice. Președintele Federației Ruse a menționat că rezultatele votului sunt o dovadă a sprijinului masiv al alegătorilor pentru calea urmată de Igor Dodon pentru stabilizarea situației social-economice din țară și desemnarea unor priorități echilibrate în politica externă a statului. V-ați înțeles ceva? Băi băieți, Putin vorbește la persoana a treia? Sau îmi pare mie? Sunt mult lipsiți. Ei toți sunt mult lipsiți. Mai departe, tot VV. Vladimir Putin l-a invitat pe Igor Dodon să efectueze o vizită în Rusia și a dorit succese în activitatea responsabilă de șef al statului. Sună cam a petrecere în armată asta. Dar eu mă folosesc de moment să urez drum bun ție, Igor Nicolaevici. Drum bun! Of. Și batca Lukashenko, Alexander, l-a felicitat pe Dodon. Iată ce i-a spus. Belarus și Moldova întotdeauna au fost și rămân a fi buni vecini, parteneri de încredere, iar în relațiile între cele două țări sunt caracterizate printr-o colaborare constructivă. Da, dar nu știu cum să zic. Belarusul colabora constructiv cu Chirtoag la trolebuz. Acum va sări în ajutor și lui Dodon? În schemă cu Dodon. Of. Următorul cred că a fost președintele României, Klaus Iohannis. Doar că Dodon nu l-a băgat în CV-ul cu felicitări. Oare de ce? Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a luat act de votul exprimat de cetățenii Republicii Moldova în turul al doilea alegerilor prezidențiale. Președintele României consideră că este necesar ca noul președinte să îndeplinească cu înțelepciune și cu echilibru mandatul său, având în vedere responsabilitatea deosebită care vine acestuia în respectarea întocmai a atribuțiilor constituționale ale funcției de șef a statului. Interesant. Act, de fapt, act de vot înseamnă o felicitare. Sau felicitarea înseamnă un act de vot. Ia că încă nu pot să-mi dau seama. Și un drum bun pe parcursul european. Singurul prosper. Poate asta nu i-a fi plăcut lui Dodon. Of. Haideți să ne mai uităm prin mapa cu felicitări. Felicitări de la președintele Armeniei, Serg Sargsyan. De la Nursultan Nazarbayev, președintele Kazahstanului, de la președintele Ungariei János Áder, de la președintele Gazprom Alexei Miller. Gazprom e țară? N-am știut. Of. Și patriarhul Kiril,
l-a felicitat pe Dodon, dar nu o să mai citesc eu felicitarea, că e tradus prost. Probabil că chiar de Dodon nu a fost și tradus. E acel stil cu soluție. În schimb, Mr. Trump tace, chiar dacă Dodon era foarte fericit că acesta a câștigat alegerile în Statele Unite. Mr. Trump, uită-te repede pe Wikipedia. Republic of... Of, of, of. Of. Curg felicitările, curg și roaie, curg râuri, rânduri de felicitări. Kim Jong-un, președintele Coreei de Nord, i-a trimis o felicitare lui Dodon, doar că nu e tradusă, e audio. Hai să o ascultăm. Hui niang. Și ni ma hui niang. Hui niang. O shi hui niang. O shi hui niang. Și așa mai departe. Nu mai traduc, că pare, se pare că eu nu prea bine, din cât cunosc eu din coreană, dar acolo e vorba despre prosperitate, omenire și oameni cinstiți și așa mai departe. Of! O? E ca și o felicitare de la sectorul dreapta, pravei sector din Ucraina. Nici asta nu e transcrisă deocamdată, dar am să vă traduc eu așa, la urechi, direct. Dodon, blea! Că te așteptăm la o vizită oficială în Kiev sau în Donbass, blea! Separatistul, eu! Nici Putin, nici alți druși, bă, blea, Igor Ilaș, Nicolaevici, blea! Tetușcă socialist! Tăți moscale, blea! Nici Putin, nici alt te așteptăm noi, blea, aici, felicitări din Kiev, davai, pățani, felicitări din Kiev, blea, felicitări din Kiev, blea. Of. Foarte frumos l-au felicitat băieții ucraineni. Seriozni hlopčiki, cum s-ar spune în ucraineană. Am să-l felicit și eu pe Dodon, numai că în emisiunea viitoare, că trebuie să transcriu această felicitare. După ce l-am felicitat pe Dodon verbal, afară e cam frig. Închid. Eu rămân aici.